Vă salut, dragii mei. Mi-a fost dor. Vă cuprind virtual pe fiecare în parte, însetată de prezența dumneavoastră în viața mea, în timp ce am devenit mamă la puterea 5-a. Da, revenim după solicitările dumneavoastră cu nou sezon al emisiunii. Ia, mamă, Nata Boboc. Sunteți gata? Cu ajutorul cerului. Mama, ia. Și dacă e vorba de ea, mamă, am spus că e cazul să invităm aici la noi în studio alt îngeraș care merită atenția noastră, care merită să fie auzit și care merită să trăiască. E vorba de Davidaș. Salutare, mama lui Vera și Davidaș. Salutare, proș. Bine am intru. Noi până vorbim cu mămică. Bine am intru. Ai zis de bravă, Is. Iată, acest este îngerașul nostru, este eroul principal al misiunii noastre și nu doar misiunii. Pentru că anume el biruie în zile acestea, lunile acestea, cu o problemă despre care vorbim chiar acum. Vercică, bună ziua încă o dată. Bună ziua. Povestiți-ne, ce s-a întâmplat? Când ați descoperit că aveți nevoie de ajutor? David avea 4 luni, când el stătea în pat și bătea lunină chiar în ochi, unui ochi a fost alb, pata albă. Și noi ne-am dus la vraci semenii. Și eu a spus că nu vede nică, dar mai bine dacă trece să dea toată necesar. Noi ne-am dus la edinit și doctorul a spus că lăsăm chiar amutăt și ne ducem la Chișinău, în centru mamă și copil. Uh-huh. Noi ne-am dus și acolo... V-au speriat îndată? Da, a spus că tare grav și la Cataga, la doamna Carina, întâi ne-a trimis. Pe urmă, la clinica germană, noi ne-am făcut MRT în grani contrastă și pe urmă noi am fost în Avisus și acolo... Deci ați trecut toate clinicile care v-au spus aceeași frază, aceeași diagnoză? Da, retinoblastom la ambele ochi. La unul e mai tare, el nu vede cu stângul deloc. Și la stângă tot are, dar mititel, dar chiar în centru. Și asta e tot tare rău. Noi ne-am săbirit la clinică în Germania, dar ei au vrut avans 40.000 de euro. Dar noi nu avem... Noi o familie simplă. E al doilea copilaș, după cum înțeleg. Da, da, al doilea copilaș. Ei au tot ce trebuie, dar strânși așa bani noi n-avem. Sunteți din Edineț, da? Da, nu sunteți din Chișinău. Edineț, Satonești. Satonești. Da, și soțul lucrează în Franța, eu acasă cu copii și noi nu avem așa bani tare mari. Și, dar ei nu vreau să... Nici nu vreau să aud de mai mică sumă. Noi vroiem că să începem să... Tratament, să porniți tratamentul, da. Și în citișor, da, câte, da, câte să... o sumă oarecare, da. Să le transmiteți o dată la o lună, da, sau două. Da, da, da. Acceptă? Nu, ei nu vreau numai 40.000 de euro avans și gata. Și un profesor din Elveția singur a găsit pe noi. Și... Serios, mai există și oameni buni? Da, și el vrea cu avans, nu cu toată suma, și vrea să fac tratament, să începe. Cât avem timp la dispoziție sau cât de repede s-ar putea să agraveze situația acestui medic? Timp nu avem deloc, de asta și profesori din Elveția au văzut cazul nostru și s-a glasilse na avans, pentru că noi nu avem timp deloc. Boala tare repede, da, tare gravă și el tare mititel și... Dezvoltare este rapidă în vârsta aceasta, da? Da, și noi nu avem timp pentru că dăm viața lui. În pericol. Da. Nu avem timp, dragii noștri. Nu avem timp. Acest iraș vă cere ajutor acum. Pentru că mâine s-ar putea să fie târziu. Vă rugăm foarte mult din tot sufletul, din inima mamei și Verii și inima mea.
rugăm. Fiți alături de acest început. Când noi ne-am auzit de asta, dar eu m-am luat în mâini și pentru că dacă nu eu, cine ați fac pentru copilul meu? Dar tare... La ce vârstă ați aflat diagnoza aceasta? La 4 luni. Deci, practic, 2 luni trăiți atât în... Da, asta e cașmar tare mare, pentru că el tare așteptat copil. Și mult dorit. Da, și mult dorit și tot era bine. El se dezvoltă tare bine. Deci acid folic, toate vitamine, tot care trebuia, tot a urmat. Da, toate uzile, screener-ul, tot a fost perfect. Da, și rodul a fost atât de bine, natural, nu cezăreană, tot a fost bine. De ce spun medicii? Care s-ar putea să fie cauza? N-au cauză, prostă clietchi pomenialis mistami. Asta boală n-are... Deci așa a decis cerul, da? Pentru ceva. Te-ați primit deja acceptarea aceasta în sine? Сами себя убедили, что ну, такая жизнь. Я это понимаю, я да не могу принять. Еще нет. Придет время, мои хорошие, поверьте. Я частично где-то понимаю вас, потому что я тоже мама. Тот он вяца настро, винику, сколько рекари. Он съем. Гад. Гад. Да, да ела же, димите тело же. Не жду рад. Trebuie să credeți că totul bine. Eu ce puțin, eu spun ce e prin ce am trecut noi cu o familie. Gata. Familie cu un bebeluș era puțin mai mare, 3 anișori, Maximca. Și atât el a trecut astfel de istorie și cu ajutorul oamenilor buni, medicilor, specialiștilor de peste hotare. El acum este în clasa a doua, este bravo, perfect, ochișorii, vede. Și eu sunt sigură că cu ajutorul Domnului, celor care ne privesc, apropo, noi acum vinim cu un îndemn spre dumneavoastră, Davidaș neapărat va vedea, va trăi și va fi cel mai fericit. Doamne, tare multă lume ne ajută. Este și care și cu ce poate. Noi am strâns deja avans, dar încă trebuie tare mult bani și răbdare. Noi nu știm să luăm pe ochișori, pe ambele sau nu, sau măcar unul, că se poate vedea cu unul. Trebuie să spuneți că vom salva ambii. Vom salva, va, cu ajutorul celor oameni care ne privește și celor care sunt buni și care nu sunt păsători de durere străină. Deci este îngeroaș. Te rog frumos, Viorcica. Camera, un minut al tău, pentru cei care ne privesc. Eu vă rog tare mult să ne ajutați noi, pentru că el e tare mititel și boală tare rară. Și asta boală numai la copilaș, de la 0 până la 3 ani. Tare rară când la 5 ani. Vă rog, din suflet, ajutați, vă rog, să ne salvăm pe copilașul nostru, să strângem toată suma și să putem să lecuim pe copilașul nostru. Когда такая страшная болезнь у взрослого, это тоже очень больно. Ну, этот малыш еще даже не увидел мир. Он ничего не сделал плохого, чтобы... Что вы с ним такое? Верочка, он видит. Я обещаю, вот честно, я обещаю, что мы здесь с вами встретимся. А мы так делали со всеми другими ситуациями, другими детками. И вы говорите, Каич, песто периода, кандежа, ведь фибине, не антуарчим, шаратем, человек, который просто летер, для чешин дирашек, бунататя, фачим иной. Я вот таре сперла, аз так, пентрук. Ну, подарим, мы прям час был, свяжу тебе черу, свяжу тебе чей, карел, инима маре, ши, дуара наинте, ну, дисперац. Noi vă invităm în cameruța noastră magică, e dor, ca să vedem ce măluțe pot purta cei micuți, da? Acum, în perioada aceasta, sezonul iarnă, să vedem de comode, dacă ați încercat așa format. Da, avem așa, el e tare simplu și comod, pentru că piciorușele este în... Siguranță, știi, în căldură, da, integral, așa.
есть капюшончик. Уйди, чуть браво, Даш, я лишь тичи требу. Я топлю дуть, если мы путем салпуним жос, сейчас мы рожем, чтобы ты видал шоколад. Я соведем, я соведем. Я Даша, я Даша, пуним аша. Ши, ты тогда ж пуним аича. Елтин, это она стесня говорил. Да? Aici, tot pentru acasă, tot în care îmi comod, chiar și se doarme în prânsele. Eu tare mult am așa. Și comodă în modelul ăsta, da? De azi îți face hainuța. Se schimbăm, nu trebuie să discuiesc tot, numai aici, hop, ați schimbat și gata, tare comod. Da, dați. Așa și va tot, tare simplu și comod. Ce culori vă plac mai mult? După cum văd, mai mult sur, da? Mai mult. Da, vedea și care îi plac. Sau au tot ne portăm. Bodicile este tot e tare mulcuțe și frumoase. Așa costumaj portăm la casă, tare frumoase. Da? Da, ți-ar plăcea ți? Știi ce vreau acum? Eu vreau din toată inima ca să fie cu Doamne ajută și ca să fie cu emoția noastră, a mea personală și din companie Nedor, să adunăm ceva ce vă place. Vedeți ce costumaș, ce set, ce poziție din acestea ar prinde bine pentru acest cavaler drăguț. Și alegeți și noi vă dăm în dar ca să fie într-adevăr un simbol al bunătății și un simbol al momentului farmic, că totul va fi bine. Alegeți! Eu cred că așa ceva. Modestă, vedeți? Verăci că e modestă. Da? Ia să vedem, ia să vedem. Dacă prinde foarte bine, îți place? Ia vezi, ți-ți place? Asemănă. Cacraz 9-12 месяцев на кино. А я специально выбирала, такое, чтобы было побольше. Но специально молись, чувак, ка Софии приплакала, и спер ел Софии и Марин. Асемănă. Супортация на то, и са вынесла ной atunci când veți avea deja 2-3 ani, и ной выкадунем ceva deja la 4-5 ani, неапарат. Ой, Ипораж, спи сănătos. А завершить мне хочется на родном Давидаше. Мы не ведаем, какое нас ждет завтра. Не проходите мимо боли чужого дитя. И когда-нибудь кто-то обязательно будет добр к вашему.